Filmul La Gomera, regizat de Corneliu Porumboiu, aprecia la festivalul de la Cannes. La Gomera, în traducere fluierătorie, a avut premiera sâmbătă seara la Cannes, în cadrul secțiunii oficiale a festivalului. Corneliu Porumboiu și actorii principali au fost întâmpinați de spectatori cu aplauze și fluierături admirative. De altfel, regizorul, actorii și producătorii au salutat publicul pe un fond sonor de fluierături, o aluzie la titlul internațional al filmului. Regizorul Corneliu Porumboiu a fost însoțit pe covorul roșu de la Cannes de actorii Vlad Ivanov și Catrinel Menghia. Filmul său La Gomera este o comedie neagră care spune povestea unui polițist român care ajunge pe insula spaniolă La Gomera pentru a le libera din închisoare pe un afacerist român. Ca să-și atingă scopul trebuie să învețe mai întâi un limbaj local vechi format din fluierături. Pelicula cea mai mare producție de până acum a lui Porumboiu este inclusă în selecția oficială și candidează la trofeul Pandor. La Gomera va fi lansat în cinematografele din România la mijlocul lunii septembrie, dar mai înainte va fi proiectat la TIFF.